Salut, săgetători! Voi face citirea pentru săptămâna 29 mai și 4 iunie. O săptămână cu soarele în gemeni, în opoziție cu voi, dar aveți în primul rând luna plină pe 4. Este o lună plină în săgetător pe 4 iunie, pentru care veți primi runele și sfatul tarotului ermetic. Acum să vedem ce veți primi la această citire în tarot, ce aspecte vor veni spre voi. Asul de monede, primiți niște bani. Bani care vă dau posibilitatea să faceți o investiție mai costisitoare. O investiție într-o locuință, o investiție într-o mașină sau în ce vă doriți voi. Sfatul este acest talisman al norocului, asul de monede, fiindcă este considerat un fel de talisman al norocului, o șansă pentru voi acești bani. Este bine să-i investiți când soarele are aspecte benefice cu Jupiter. Voi, săgetătorii, în fața unei alegeri, fericirea voastră, vă asumați riscuri, cunoașterea. Voi sunteți în fața unei alegeri, un doi de spade. Trebuie să faceți. Nu este obligatoriu să faceți această alegere. Cineva vă propune o alegere. Dar este între două lucruri identice. Preferați să lăsați totul așa cum este și să așteptați răspunsul divinității. Să așteptați această alegere să nu o faceți voi. Dar este un moment de stagnare, fiindcă acest moment arată o stagnare pentru voi. În schimb, nebunul, în ceea ce vă doriți să fie fericire, iubire pentru voi, aveți acest nebun. Arată clar o situație în care riscați, fie într-o creativitate, fie într-o relație de iubire, este un risc pe care vi-l asumați. Fiindcă sperați într-adevăr că voi veți face totul cu inimă curată, cu toate că nu sunteți pregătiți pentru ceea ce vreți să faceți și veți gândi că cerul, divinitatea vă ajută. Veți spera la acest ajutor, dar vă asumați riscuri. Nebunul întotdeauna este omul care s-a săturat să tot stea în stagnare și să tot aștepte. 6 de bâte arată un blocaj pe care îl aveți legat de cunoaștere, de studii, de călătorii. Dar acest lucru poate fi oricând deblocat dacă vă doriți ce este drept, ce este adevărat și ce este posibil. Atunci veți reuși să deblocați, bazându-vă pe dreptate, pe adevăr, această situație. Resursele, locul de muncă, cariera. În resurse voi aveți un 3 de bâte, o inițiativă. Luați o inițiativă legată de resurse, de bunuri materiale, care să vă aducă un aspect foarte benefic. Veți încerca acest aspect. Deci, 3 de bâte. Dar trebuie să fiți atenți, fiindcă această inițiativă pe care o luați vă solicită să vă ocupați, să o continuați, să depuneți eforturi și să culegeți într-adevăr roadele, fiindcă această inițiativă vă duce la o creștere, la o expandare, la o dezvoltare.
a creației voastre, a muncii voastre, legat de comunicare, de transport, de comerț. 9 de bâte arată în primul rând situația în care sunteți voi la locul de muncă, cu blocaje. Și totuși, dacă vă ascundeți scopurile, veți reuși să deblocați această situație, să puteți să mergeți mai departe. Un 5 de bâte arată clar o situație de confruntare, de rivalitate în carieră. Nu vă este ușor, va trebui să vă confruntați cu cineva, să vă luptați cu cineva în carieră, să luptați pentru cariera voastră. Comunicarea, contractele și, bineînțeles, relațiile. În comunicare cu frați, surori, veri, verișoare aveți un 7 de monede. 7 de monede arată clar o situație în care voi ați depus eforturi, ați făcut niște proiecte, ați făcut ceva, ați muncit foarte mult, dar undeva ați greșit. Și acest lucru v-a făcut vulnerabil în fața celorlalți care știu să folosească greșeala voastră și voi nu veți pierde, dar nici nu câștigați cât ați dorit. Deci acesta este în principal aspectul. Nu veți câștiga, nu veți primi acel câștig pe care vi l-ați dorit. Un rege de spade. Puteți să vă gândiți la o persoană cu ascendent zodie în vărsător, legat de un contract, de o asociere sau de un proces, este o persoană care vine și vă impune niște reguli. Va trebui să respectați aceste reguli sau trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest rege de spade este foarte exigent, foarte sever, deci el nu acceptă abateri, el vrea să-i respectați regulile. Și, bineînțeles, este o persoană rece, o persoană mentală, o persoană care se retrage în final și preferă singurătatea. În ceea ce privește împărăteasa, este o suverană, este mica benefică, este Venus. Venus care vă spune că dacă vă doriți ce este posibil, veți primi, este ca și îndeplinit. Dacă vă doriți în relațiile voastre cu prieteni sau cu protectori imposibilul, vă puneți la dispoziția celorlalți, vă puneți la dispoziția oamenilor. Este o arcană care poate să fie benefică, să vă aducă fertilitate, abundență, dar întotdeauna trebuie să vă gândiți la ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept. În cămin, în familie, schimbarea, transformarea și sacrificiul vostru. În cămin, în familie, aveți un 8 de monede. 8 de monede arată, în primul rând, de o situație dificilă, în care am putea spune că o persoană din familie vă contestă munca voastră, vă contestă un bun, vă contestă căminul vostru. Deci persoane din familia voastră vă creează aceste situații neplăcute. Nu puteți să faceți nimic, nu puteți să mergeți într-un proces, să-i demonstrați că e munca voastră și e dreptul vostru. Dar puteți să-i lăsați în pace, altfel cheltuiți bani. Sunt persoane care așa sunt ei. Deci nu aveți cum să-i lămuriți. Și schimbarea, transformarea pe voi vă vulnerabilizează. Trebuie să fiți foarte atenți să nu vă creați tot felul de imagine, tot felul de vise, tot felul de idei, de speranțe, fiindcă ele toate nu vor merge decât
spre Fata Morgana, adică un vis, o iluzie, o amăgire. Încercați să nu vă amăgiți, încercați să fiți corecți cu voi. Și sacrificiul vostru este acest paș de spade, o femeie cu ascendent zodie, lună plină, în vărsător sau în gemeni, care vă creează probleme. O femeie care vă face o plângere, vă face un înscris, ceva, un act secret și vă creează niște probleme. Este o femeie rău intenționată, o femeie care aduce ceartă, aduce inspecții, aduce verificări. Trebuie să fiți foarte atenți în acest aspect legat de viața voastră. Aceasta ar fi citirea, aveți câteva aspecte cu arcane majore, în rest arcane minore, dar aici, pe partea aceasta psihică, trebuie să fiți foarte atenți în ce vă privește pe voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, dacă vreți, puteți să vă abonați. Eu vă mulțumesc!